Preț de circa 2 ore, marea, dar neîncăpătoarea sală de lectură a Bibliotecii Giurgiuvene Basarabescu a găzduit astăzi acțiunea Salonul de Toamnă al Cărții Giurgiuvene. Manifestarea a început prin intonarea imnului Instituției de Cultură din municipiul dunărean, Biblioteca I.A. Basarabescu, fiind singura din țară, după spusele mai marilor săi, care are un imn și, de asemenea, unică în rândul bibliotecilor publice din România pentru editarea unei reviste de artă a scrisului. Jurnal de literatură se numește publicația, care a apărut în drept numerelor 5-7 pe 2015, a fost prezentată astăzi. De la numărul anterior, de asta l-am adus în atenție, a reușit să atragă un careu de ani și din reportajul românesc și ne găsim și de această dată în revistă articolele acestora, pentru că toată lumea se plânge că astăzi ziariștii au devenit de fapt niște părăloci. Își pierd vremea prin talk show-uri și foarte puțin atenție acordă reportajului, care este foarte important pentru o societate. Maraton al literaturii prin numărul acțiunilor întreprinse, întâlnirea de astăzi a unor consacrați condeieri cu scriitori giurgiuveni și publicul din orașul de la Dunăre a mai cuprins o triplă lansare de carte. Lucrările respective sunt Parfumul florilor de crin, roman în două volume a lui Tudor Rădan, poeme din Luna îngerului risipitor de Ionel Muscalu și Din lumea sportului, cartea lui Dan Claudiu Tănăsescu, Prin fumul petardelor. Autorul ultimei dintre scrieri și-a motivat prezența la Giurgiu și dorința de a-și fi lansat lucrarea aici. Am devenit prieten și cu orașul dumneavoastră, pentru că aici mă simt foarte bine. De ce? Este într-adevăr un nucleu de cultură extraordinar. Vreau să vă spun că nu există în țară o asemenea bibliotecă atât de bine aranjată, nu există în țară o asemenea bibliotecă care să aibă un imn și nu există în țară nicio bibliotecă, fie vorba între noi, care să aibă un asemenea director. Prezent de asemenea la Giurgiu, jurnalistul Răzvan Boanchiș a elogiat activitatea directorului Bibliotecii Giurgiuvene, Dan Mucenic. Datorită fermentului cultural Dan Mucenic, astăzi, la Giurgiu, tiparul a învins Facebook-ul. Salut tinerii din bibliotecă, întoarcerea sau venirea lor la bibliotecă. Mă bucură foarte mult că am văzut atât de mulți tineri și chiar merită aplauze. Bravo! În final, deputatul Florian Nicolae, prezent de asemenea la maratonul literar de la Giurgiu, a ținut să concluzioneze. Sunt onorat de invitația directorului Dan Mucenic de la Biblioteca Ioan Alexandru Basarabescu din Giurgiu pentru a participa la 3 lansări de carte. Îl felicit cu acest prilej și pe directorul Dan Mucenic pentru că a devenit gospodarul culturii giurgiuvene. De asemenea, am fost deosebit de onorat să regăsesc aici pe doctorul Dan Claudiu Tănăsescu, un doctor al sufletelor giurgiuvenilor, așa cum mi-a plăcut mie să-l numesc, pentru că este foarte aproape de orașul nostru, foarte aproape de giurgiuveni și pentru asta eu mă simt onorat. De asemenea, felicit pe toți cei care au fost prezenți, pentru că dau foarte multă atenție culturii noastre giurgiuvene și tradițiilor orașului nostru.